Bine v-am găsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Dor de Cântec. Așa cum v-am obișnuit, aici la Tradiție și Sănătate TV, invităm interpreți care au ceva de spus în folclorul românesc. De asta dată, o tânără interpretă, sigur, tânără ca număr de ani de vârstă, dar ca talent, ca repertoriu, ca apariții televizate sau în spectacole, deja este o certitudine. Este vorba despre tânăra Anuța Arghiroi. Să rămână Anuța și îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Bine v-am găsit. Eu mulțumesc pentru invitație. Sunt foarte bucuroasă să fiu la emisiunea dumneavoastră. Anuța, ți-am urmărit evoluția în ultimii ani și vreau să spun că mă așteptam la un moment dat să stagneze. Adică, domnule, știi, tinerii sunt mai cu fițe, de ce să nu spunem? Au apărut la televizor de 2-3 ori și deja se cred vedete. Și n-a fost cazul Anuței Arghiroi. Deci am muncit în continuu și am îmbogățit repertoriul și aparițiile televizate pe care le-am urmărit în ultima perioadă capătă din ce în ce mai multă consistență și înseamnă că ești pe drumul cel bun. Doamne ajută! Și vei ajunge o vedetă în curând, așa cum cred că ți-ai dorit și cum cred că e de așteptat. Nu știu dacă termenul de vedetă este foarte potrivit. Eu îmi doresc să ajung la sufletele oamenilor. Asta este important, pentru că foarte multe persoane se numesc vedete, dar puțin sunt la sufletele oamenilor. Așa că eu nu știu dacă vreau să mă numesc vedete, ci vreau să fiu dragă oamenilor. Asta e tot ceea ce îmi doresc. Păi să ne convingem de acest lucru ascultându-te. Cu drag, Anuța Arghiroi, cu o piesă superbă de acolo, din zona de unde vine, vom vorbi ulterior despre acest lucru. Satul zice, satul tace, nega cu ochiul face, nega cu ochiul face și dragostea lui îmi place. Satul zice, satul tace, nega cu ochiul face, nega cu ochiul face și dragostea lui îmi place. Acum, pentru că ne-am mai încălzit cumva și am dansat și noi aici în studio, în vreme ce tu cântai, mi-aduc aminte o întâmplare veselă. Acum ceva timp, vreo 6 luni, poate un an, nu mai știu, m-a rugat nașa fiului meu să meargă o interpretă la nuntă să
cânte cu acordeonul, cum scoate mireasa, știi, din casă. Și Mariana Cimpoiașa era lângă mine și zic, bine, Mariana, du-te tu, dar vrei? Da, du-te. Eu nu prea merg la nunt, zic, și n-avea rost, că era în zona asta a Muntenii. Seara mergem la nuntă și vine la mine socra și mă pupă, mă strânge în brațe și îmi spune, Ioane, da, ce interpretă grozavă mi-ai trimis, ce artistă. E cât un dop, are un metru jumate, dar a avut o forță și a cântat și le-a plăcut atât de mult tuturor. Bă, gândeam, zic, măi, Mariana Cimpoiaș, de unde atâta forță și nu e cât un dop, că e mai înaltă. Ca să aflu ulterior că, de fapt, Mariana te-a trimis pe tine și vreau să-ți mulțumesc cu această ocazie cu pentru drag. Că ai încântat toată lumea. Să știți că este... rarisim gestul pe care l-am făcut, pentru că eu nu prea merg să cânt la obicei, ca să spun așa, dar pentru că Mariana mi este o prietenă bună și m-a rugat, uite, eu nu pot să merg, te rog, salvează-mă, ajută-mă, am făcut acest lucru pentru ea și m-a simțit foarte bine în jurul oamenilor. Dar tu mergi la anunț, mergi la el. Cu drag, da, sigur, și... dar la obiceiuri este mai disconfortant și nici nu e la îndemână, adică se strică tot farmecul evenimentului, că oamenii deja mă văd și seara e mult mai ok seara. Am să merg. Strici surpriza. Surpriza, da. Anunța Arghiu, tu vii din Telorman, o zonă folclorică extrem de frumoasă, dar și dificil de interpretat. Da, unii spun că este dificil de interpretat. Eu s-o cânt în stil. Hai s-o să cânt în stil. Mie vine din suflet lucrul acesta pentru că am crescut pe pământul acela. Probabil că același, nu probabil, e o certitudine. Același sentiment îl am și eu când vreau să interpretez o altă zonă, spre exemplu, Mehedinți, îl cânt. Nu spun, când toate zonele țării, la evenimente mai ales, când se absolut tot ceea ce este necesar să cânți. În materie de folclor, bineînțeles. Dar nu poți, n-am cum să cânt niciodată precum o mehedințeancă. N-am cum. Pentru că are un stil anume. Cum cea din mehedinți nu poate să cânte Telorman pur, ca și mine. Și de asta mie îmi vine din suflet, pentru că am crescut pe pământul acela și... Mai precis de unde vii? Mai precis vin din Bragadiru. Este un sat, o comună de deci care... Deci Bragadiru de Ilfov, Bragadiru de Telorman. Este o comună, pentru că este a doua comună ca și mărime din Telorman. Prima este Piatra. Și sunt foarte mândră, așa că bragadirenii mei sunt oameni foarte harnici, foarte muncitori. Păi așa cum ești și tu de altfel. Ești ca o zvârlugă. Mulțumesc! Plină de dinamism, tot timpul ești așa cu treabă, de câte ori te sună omul, ești ocupată în ceva. Asta e mare lucru, pentru că păi încerc să-mi ocup înseamnă timpul. Că ai energie și ești un bun organizator, că trebuie să-ți organizezi timpul. Așa nu poți să te împarți în șapte locuri și să da. Neglijezi. Și la evenimente îmi spun oamenii, măi, dar de unde ai atât de energie, că ești o mână de om? Zic, nu știu, probabil că a compensat bunul Dumnezeu. A luat din înălțime și mi-a dat energie. Păi să știi că așa. Da, le potrivește ești pe toate. Ești pe cuvânt. Întotdeauna mă impresionez. Este o latură specială și, zic eu, a caracterului tău. Trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Așa este. Mai ai frați, surori? Da, mai am două surori și un frate. Și cum sunt ele? Tot așa dinamice? Nu. Nu, eu probabil că sunt mai diferite decât ei. Sora mea, una dintre surori este mai așa, mai dinamică. Dar celelalți nu sunt așa precum mine, chiar așa. Eu sunt mai cu energie. Și ai plecat din sat la București când? Și am plecat din sat la 19 ani. Păi stai puțin, eu aveam impresia că tu ai 19 ani acum. Nu, n-am, aș mai vrea copil, să am. Ca un licean, arată foarte bine. Da, la câți ani ai tu, Anuța? O doamnă nu prea se întreabă câți ani, dar eu pentru dumneavoastră... Ești artistă. Da, am 35. Mulți ani ai te. Mulțumesc. Poți frumos. Să spui vârsta că nu te crede nimeni. Serios, nu te crede nimeni. Da, am plecat din satul meu, am plecat ca mai toți tinerii la 15 ani. Pentru că am mers la liceul Alexandria, dar din județ am plecat la 19 când am venit la facultate. Și aici ce ai urmat? Păi prima facultate pe care am absolvit-o a fost Facultatea de Geografie. Ce frumos, e pasiunea mea, da, din totdeauna. Și a mea. Și ulterior, în anul 3 de Geografie, în paralel am făcut și Facultatea de Muzică. Asta e grozav, pentru că eu consider că ți ajută foarte mult, este? Da,
Faptul că am terminat o facultate de muzică mi-a fost de foarte mare ajutor. Păi trebuie să știi ce la un solfegiu, trebuie să știi niște note, niște game, așa când ți... Tonurile trebuie să... Sigur, e important. Da, da. Și ulterior am devenit profesor de pian. Ceea ce nu pot decât să spun că este în urma cursurilor pe care le-am absolvit la facultate, pentru că am făcut pian. Dar tu păstorești așa niște copilași sau... Da, mă ocup de un... Ești corepetitor, nu? Nu sunt corepetitor. Și faci vocalize cu ei? Sau numai cei pian? Care vor să facă și canto, da. Fac și vocalize, fac și cântecele, fac... Dar cu cei care fac doar pian... Ne rezumăm la pian. Am înțeles. Tu ai urmat cursurile Școlii Populare de Artă aici la București? La Alexandria, în timpul liceului, da. Am făcut Școala Populară de Artă. Ce profesor ai avut? Domnul Picu a fost unul dintre... Am auzit de el, da. Domnul Picu a fost unul dintre profesori și am avut mai mulți acum, probabil, de emoții. Ei, nu, sigur că da. Da. Dar acolo am înțeles că aveți și televiziune la Alexandria. Da. Viorica Mira, parcă e la... Da, un om extraordinar. Vin cu mare drag de fiecare dată când mă invită. Da, să o salutăm și pe Viorica. Și eu o salut cu mare drag. Este cam generația mea, am cam debutat cam o dată așa la radio și era un om deosebit. Și este. Au apărut în ultima perioadă ceva tineri în Telorman, dar până a apărut nu prea au mai fost. De aia ți-a zis că e un folclor greu de interpretat, că nu se încumetă oricine așa să-l interpreteze. Da, probabil că tinerii se... Da, stilul de Telorman nu-l simte. Stilul curat, revin. Așa curat. Amestecătură tot. Da, nu mulți tineri îl îmbrățișează. Pentru că nu toată lumea gustă Telormanul, din punctul meu de vedere. Poate unii preferă mai mult zonele mai dulci, cum îmi place mie să le spun, Oltenia, Mehedinți. Păi de ce mai dulci? Au liniile melodice sunt mai mai line, mai parcă nu sunt așa dure, forțoase ca la noi la Telorman. Da, la voi parcă sunt mai aspre, într-adevăr. Da, mai... Ca și oamenii pământului care au lucrat acolo în Telorman, da. În condiții vitrege. Așa este, așa este. Țăranii noștri acum s-au mai ușurat muncile lor pentru că sunt mașini agricole sigur, cu care acum vremurile lucrează. Astea, dar dacă ne gândim la Marin Treda, dar săracii, la... da, mergeau cu carul, cu boi și munceau în pământurile și trudeau cu mâinile lor pământurile lor. De asta voi aveți și niște... doine și niște balade. Foarte frumoase, da. Frumoase și deosebite. Da. Ai putea să numai un fragment dintr-o doină sau o baladă, două frânturi, să exemplifici, te rog, dacă se poate, din Telorman. Uf, 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 foie verde, trei gutui. Și trei lămâi din palate și domnii, dintre atâtea împărății, dintre atâtea bogății, mă. Plugu-mi e coroana-ntâi, plugu-mi e coroana-ntâi. Foarte frumos. Știam de ce te pun să cânti. Mulțumesc frumos. Să impresionezi pe toți cei care ne urmăresc și să-și dea seama că aici, în România, încă sunt nestemate la da de zestre extraordinare pe care, uite, tineri ca tine le aduc la lumină și asta înseamnă un lucru deosebit. Îmi plac doinele. Sunt în sufletul meu. Nu totdeauna pot să le cânt. Pentru că... e o stare. Da, nu. Eu le pot cânta oricând. Nu mi este permis totdeauna să cânt, pentru că și la emisiunile de televizate ceva vesel, ceva mișcat, da, așa. Trebuie ceva mișcat, ceva vesel, să scoată oamenii din stările acelea poate uneori nu prea bune, că oamenii zilele noastre au devenit așa, parcă din ce în ce oamenii sunt cu stres, cu supărări, cu neajunsuri. Și dacă mai și cânti cântece triste, păi omul se întristează și mai tare. Așa că... Păi ne-ai cântat un fragment dintr-o doină. În continuare să ascultăm pe invitata noastră cu un cântec mai vesel. Așa, așa. Ne revenim puțin.
casă. Urâta e ca pelinu, păi mândra ta-i ca trandafiru. Ome trăi, nu-i boierăște, până la vere și se stre. Urâta e ca pelinu, mândra ta-i ca trandafiru. Ome trăi, nu-i boierăște, păi până la vere și se stre. Ce ai cântat, Doina, te-am studiat așa atent și am văzut că ai o știință a impostării, o știință a vocalizei bine, bine conduse. Deci, acele studii la Școala Populară de Artă își arată efectele, însă tu ai mai făcut și alte studii. Da. Da. Se cunoaște. Și la facultate am avut un profesor, dar după ce am terminat facultatea, Dumnezeu a rânduit... Pentru că așa rânduie el lucrurile și am întâlnit un om foarte special pentru mine. Un om care m-a ajutat foarte mult și numele acelui om este Mitriță Crețu. Dumnealui m-a dus Mitriță la... Mitriță Crețu, nu interpretul, profesor. Ba da. Interpretul, da? Da. Domnul Mitriță m-a dus la profesoara care m-a ghidat. Ecaterina Morave, care a fost și profesoara mea. Da. Pentru că eu l-am rugat frumos, vă rog, recomandați-mi și mie un profesor bun. Și domnul Mitriță mi-a spus, uite, eu am să te recomand la o profesoară și am să merg chiar eu personal să te vadă și să... Și pentru mine a fost extraordinar, pentru că nu oricine face acest lucru și nu oricine întinde o mână și am să rămân acestui om îndatorată veșnic. Iar Ecaterina Moravec știe meserie. Da. Da. E cam exigentă, e dificilă uneori, dar nu asta contează. Da. Contează ce a ieșit de pe mâna ei. Tot timpul, toată perioada festivalurilor, doamna Ecaterina mi-a fost povățuitor, profesor, prieten, de ce nu, că vorbeam foarte multe cu dumna ei. Da, e un om deosebit și eu îi port foarte multă recunoștință. Și am fost coleg cu Gheorghe, cu Mitriță, cu, a fost înaintea mea Flora Tănăsescu, a fost Nicolae Rotaru. Deci a avut interpreți care au trecut rampa și au ajuns, hai să spunem, vedete, mă rog, Tănăsescu, Rotaru, deja da, sunt nume mari. Nume cunoscute. Da, și era foarte, foarte exigent, mi-aduc aminte. Știu că trăiește, puțin ca în bolnăvioară, a trecut, cred că, de 90 de ani. Da. Nici eu n-am mai văzut-o de mult și tare mi-aș dori. Da, o mai sunt din când în când, dar e greu. Uite, ne luăm cu treaba, cu problemele. Așa și uităm este. Și pare rău că la vârsta ei, fiind singură, s-ar bucura să primească să ne audă, da, sigur.
Am clarificat și problema asta. Spunem ce cânți, cânți la pian și la ce instrument mai cânți? Mai știu să cânt la un instrument, dar nu am mai exersat de mult, spre rușinea mea, pentru că nici nu l-am mai avut la îndemână. Am ajuns să cânt la acest instrument cum? Care instrument? Că se numește cantelă. Cantel? Da, cantelă. Cantelă. Cantela este un instrument asemănător harpei. Cu coarde, da. Cu coarde, da, dar cu mai puține coarde decât are harpa. Și harpa, dacă ați observat, are rând dublu de coarde. Da, cantela da. Are numai pe o parte, cum are cobza. Și are și cutie de rezonanță. Dar cantela este un instrument popular? Cred că este un instrument popular german. Sau se cântă la cantelă acolo, la voi, în Teleorman? Nu. Popular german. Că de asta am spus, este un instrument german. Păi și de unde, până unde e german în Teleorman? Eu, prima mea slujba a fost în timpul facultății. Am făcut terapie muzicală cu copii cu probleme. Și timp de 2 ani de zile aproape, am făcut această terapie cu copii cu London, Down, retard, autism. Da, am înțeles. Da. Și pe mine instrumentul acesta eram instruiți să-l învățăm și m-a ajutat foarte mult pentru că îi calma cântând la acest... La acest da, are niște... Niște sunete plăcute. Dulci, plăcute. Da, da, da. Și atunci îi calma, îi ajuta foarte mult. Și când o să ne cânti și nouă la cantele? Nu știu. Dacă... Da, ai așa instrument acasă? Acasă nu-l mai am. Acolo, la școală unde eram, da, l-aveam. Poate că am să fac rost cândva și am să vin și am să vă cânt. Am să mai exersez. Dacă am să mai exersez, sper să-mi iasă. Că n-am mai exersat de ceva timp, de foarte mulți ani. Ceva inedit. N-am mai auzit până da. Acum de ceva. Felicitări. Mulțumesc din suflet. Ar trebui să vă spun că avem ca invitată pe Anuța Argheroi Argheroi. Pe cum adică Argheroi, Argheroi? Pentru că pe soțul ei îl chema tot Argheroi. Deci da. Ea a rămas cu numele de fată, dar de fapt e și numele de nevastă, nu? Da, așa este. Cum s-ar merit așa ceva? Îmi pare foarte din tare. Din sat cu tine? De da, acolo? Este din satul meu. O să fi neamuri, frate, și nu păi, știu. Păi să știți că o bună vreme de... i-am spus, măi omule, lasă-mă în pace că suntem rude și ne bate Dumnezeu. Până când a zis, măi, tu nu înțelegi că nu suntem rude, că m-am interesat și nu suntem rude. A mers și s-a interesat până și la Zimnicea. Și nu suntem rude și așa am continuat și ne-am și căsătorit. Și avem deja 5 ani de când suntem împreună. În orice caz, pentru că este așa de dinamică și pentru că mi-e așa de dragă, de fapt Anuța Argheroi ar trebui să fie ca la mașinile de spălat. A plus, plus, plus. Că e Anuța Argheroi, Argheroi. 3 de A, 3 de plus. Mulțumesc din Are viteză. Hai să mai băgăm viteză, să mai ascultăm un cântec cu Anuța Argheroi. Și minte și te văd că plânge acuș Lene, ce făcuș? Inimii are, stai cu minte Iubirea-i hoață și minte și te văd că plânge acuș Mândră, ce făcuș? Și minte și te văd că plânge acuș Mândră, ce făcuș? Inimioară, stai cu minte Iubirea
față și minte și te văd că plânge acuși. Lele, ce făcuș! Și una, și două, și și... Și minte și te văd că plânge acuși. Mândră, ce făcuș! Inimii ore, stai cu minte. Iubirea-i hoață și minte și te văd că plânge acuși. Alo, ce făcuș! Hey! Anuță, dragă, toată ziua ești pe micul ecran. Mulțumesc! O să-ți faci flotant pe la vreo televiziune, pe cuvântul meu. Deci e ceva de groază. Când te uiți, de fapt, dacă n-au Teleorman, da, probabil o culoare că, specială. Probabil dacă zona suferă de tinerii interpreți și probabil că de asta televiziunile mă difuzează. Ei, de asta. Difuzează pentru că ești bună, ce să mai discutăm. Dar ești și o pată de culoare și nu prea să de Teleorman, nu e adevărat. Ai prins și momentul și culoarul și sper să... să fie atât de dinamică așa cum ești tu. Doamne, Dumnezeu să-ți ajute. Să mă ajute Dumnezeu să fie așa. Să... mi-aduce aminte, vorbele dumneavoastră mi-aduc aminte de cântecul unei prietene de-a mea și prietene și interpretă pe care o îndrăgesc foarte mult, Olguța Berbec. Și spunea, acum este vremea mea. Da, sunt tânără și acum simt că e vremea mea și am să muncesc și am să dăruiesc oamenilor din sufletul meu cântecele pe care le cânt. Dar ceea ce vorbeam și înainte de emisiune, este vremea ta, Dumnezeu a fost bun cu tine. Așa este. Dar tu să încerci să rămâi același om modest și cum se cade. Asta mă rog și eu. Ceea ce la tinerii care au ridicat puțin năsucul, așa, în showbiz, nu prea se întâmplă. Adică sunt atât de orgolioși, de fițoși, de, în general, nu am dat nume, nu, că nu toată lumea e așa. Da, așa. Dar destul să fie câțiva care, știi, strică ceva acolo. Eu nu știu, e păcat. Eu am crescut și acasă la țară. Probabil că crescând până la o vârstă destul de măricică acolo, s-a împământenit așa temperamentul ăsta al omului simplu în mine și Doamne ajută să nu se dezgrădineze niciodată. Știi că se spunea, dă-i omului puterea să vezi ce caracter are, cam așa. Da. Așa și aici, dă-i omului fă-l celebru și mai să vezi ce caracter are. Și chiar mulți dintre cei care au pornit tot așa frumos, de jos, mergând la câteva televiziuni, e pierdut de da. Oameni. Asta ține de dorința fiecăruia. Da, și de caracter, cred că și de educație. Și de caracter, și de educație, și de educație. Nu știu dacă... Părinții nu cred că există părinte care să ne învețe de rău. Asta e cert. Acum depinde de copil când pleacă de acasă, cum alege să-și poarte vorba și pasul prin lume. Eu când am plecat de acasă de la părinții mei am văzut în lume și rele și bune. Dar am ales să le împrumut pe cele bune, nu pe cele rele. Până acum așa ai făcut. Doamne ajută și de aici încolo tot așa să fac. Ce cântece frumos a ieșit. Anuța Arghiroi. Push!
Anuța, câte CD-uri ai tu până acum pe piață? Cât ai scos? Nu foarte multe, unul. Da, da, unul și bun, că l-am ascultat. Unul, foarte este, frumos. Mulțumesc din suflet. Este unul cu foarte multe piese. Adică, în loc să scot două CD-uri cu 15 piese, am scos unul cu 25. Încă mai am 5. Mai în trecut eu am cu 23. Da, sunt același principiu, cred că ai dreptat. Da. Și trecuse foarte mult timp de când se strânsese. Cu ce orchestră ai făcut? Sunt mai multe orchestre cu care am realizat materialul de pe CD-ul acesta. Am făcut piese cu Orchestra Radiodifuziunii Române, cu Taraful Ștefan Marinache am imprimat. Am imprimat am piese și cu Orchestra domnului Marian Bucosu de la Craiova. Sunt două piese făcute cu dumnealui. Am piese realizate și cu maestru Mogoroașe de la Alexandria și mi-a strâns așa o formație, nu, orchestră. O orchestră, că e mai mult decât, a fost mai mult decât un taraf. O orchestră compusă așa din foarte mulți, cei mai buni aproape, că
instrumentiști și mă mândresc... Păi se aude foarte bine. Și mă mândresc să spun că i-am avut pe maestrul Puia, pe maestrul Zamfira, printre instrumentiști și foarte mulți care m-au ajutat să iasă materialul frumos. Și ce mi-a plăcut, în afară de liniile melodice, și veselia și exuberanța care, mă rog, ies de acolo când ascult piesele, mi-a plăcut foarte mult textele, cu foarte multă grijă. Ele au ușor aspect umoristic unele, așa cum e vorba țăranului când glumește, dar e cu foarte mult bun simț și cu măsură și mi-a plăcut că ai știut să alegi și ai păstrat și caracterul sincretic, adică la tine textul întotdeauna ilustrat și de muzică, de ritm, de... Am avut o colegă care a cântat de moartea mamei pe sârbă, nu merge. Da, așa nu? Este. Deci... Textele în mare parte îmi aparțin. Eu le-am compus. Spun... Te inspiri și din culegeri sau doar simplu? La începuturile mele, când am pășit așa pe drumul folclorului al muzicii, da, mă uitam în Dedestancu, bineînțeles, că toți am trecut pe acolo, dar ulterior nu s-a mai întâmplat acest lucru, pentru că am început să-mi ascult glasul inimii și să dau frâu liber imaginației și inspirației. Și tu cum faci? Întâi te gândești și îți vine în cap un text nu și mă gândesc... faci melodia sau ai melodia și... Niciodată nu mă gândesc când compun. Pur și simplu îmi vin în minte. Nu știu de unde. Bun, textul, da. Îl faci înainte de a avea melodia sau după? Textul, pentru că eu îl fac textul, la linia melodică ascult sau sunt ajutată de oameni care știu să compună. Spre exemplu, am câteva piese cu liniile melodice compuse de maestrul Adrian Grigoraș. Da, simte zona că e aproape aici, da. Da, și iarăși și domnul Marian Bucosu mi-a compus două linii melodice, iar textele, un text, ei aparține doamnei Jenny Nicolau și cu dumneai ei am colaborat. Am încercat să, oriunde am găsit o sursă de inspirație și de frumos, să culeg, precum albina, așa. Păi că am fost cam albinuță, că-s frumoase. Mulțumesc. Și în perspectivă? În perspectivă îmi doresc foarte tare să iasă cât mai multe piese, să-mi dea Bunul Dumnezeu inspirație. Să... Păi când mai e timp? Dacă ai și after school-ul ăla și copii știe și Dumnezeu pianul. Știe Dumnezeu când să le rânduiască pe tata, așa spun eu mereu. Probabil că inspirația vine când nici nu gândesc. De multe ori și în mașină, și când mă trezesc, și noaptea. Când mă trezesc, uneori îmi vin versuri în minte și le scriu repede acolo, pe telefon. Și asta îmi doresc, piese noi. În perspectivă, ca și perspectivă de viitor, piese noi îmi doresc foarte mult. Deocamdată să mai ascultăm o piesă din cele pe care le-ai înregistrat deja. Sigur, cu mare. Anuța Argheroi, Argheroi. Plânge-o pasăre bătrână și
drag. Mă mândresc și chiar mi-e drag că sunt fire cu arsadă, mă. Băieții la boală-i bag și iubesc ce mi-este drag. Mă învârt, mă răsucesc, dar la lume nu vorbesc, mă. Domnul care-l iubesc, domnul care-l iubesc. Mă învârt, mă răsucesc, dar ce mi-e drag nu vorbesc, mă. Domnul care-l iubesc, domnul care-l iubesc. Dorul meu neicuță nu este ușor, dorul meu neicuță nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, nu este ca altul, doar neicuriță răgătește sală. Dorul meu, neicuță, nu este ușor, dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, nu este ca altul, doar neicuriță răgătește sală. Adățață puiul fript, la voinicul ostenit, mă. Îl mângâie și-l iubește, că viața ca norul rece. Dorul meu, neicuță, nu este ușor, dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, nu este ca altul, doar neicuriță, dragă, de pește sal. Dorul meu, neicuță, nu este ușor, dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, nu este ca altul, doar neicuriță, dragă, de pește sal. Așa-l meu neam, în lume cu cântecul, acasă cu sufletul, mă. Acasă între norman, la măicuță, așa-l meu neam. Dorul meu, neicuță, nu este ușor, dorul meu, neicuță, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, nu este ca altul, doar neicuță, dragă, gătește sal. Dorul meu, neicuță, nu este ușor, nu-i ca orice dor. Dorul meu, neicuță, este ca altul, doar neicuriță, dragă, de pește satul. Dragă Anuța, uite că timpul trece. Vreau să-ți mulțumesc că ai venit. Vreau să îți doresc mult succes, să-ți ajute Bunul Dumnezeu, să-ți îndeplinești tot ceea ce ți-ai propus. Să mai colaborăm, de ce nu, și la alte cu televiziuni. Cu mare plăcere. Ești foarte apropiată sufletului meu, pentru că simt valoarea și caracterul unui om deosebit și aș vrea ca în încheiere să adresez un mesaj, un îndemn, dacă ai, eu știu, de transmis ceva românilor care trăiesc dincolo de granițele noastre, da, sau chiar rudelor de aici din țară care pot urmări această emisiune TSTV online. Păi ce-aș avea să le spun românilor mei ar fi că îi iubesc pe fiecare în parte, oriunde s-ar afla, pentru că, indiferent că
n-ai cum să cunoști pe toată lumea, evident, câți români sunt în țara asta. Dar iubirea față de țară și iubirea față de graiul nostru, cred că se regăsește în fiecare român. Știu că traiul este greu, așa este, și ne poartă în foarte multe țări. Dar știți ce, oameni buni, ca acasă nu e niciunde. Așa că, dacă puteți și dacă nevoile sunt mai ușoare, întoarceți-vă acasă. Până atunci, dragii mei, să o ascultăm pe Anuța Arghiroi, să-i dorim drum bun. Doamne ajută! Pe acolo pe unde se duce, să aibă succes. Noi ne revedem la o ediție viitoare. Deci, Anuța Arghiroi. La fel ca taica.